Mâine elevii, dar și copiii de grădiniță se întorc la școală. Există două scenarii pe baza cărora aceștia vor reveni în bănci în funcție de rata de infectare din fiecare localitate. Excepție fac însă elevii de clasa a 8-a, dar și cei din anii terminali care vor reveni fizic la școală de pe 10 mai. Din toamnă, anul școlar va începe în condiții și mai mari de siguranță, pentru că în această vară vor putea face vaccinul și copiii cu vârstele între 12 și 15 ani. Regulile pe care elevii vor trebui să le respecte odată cu revenirea în bănci au rămas aceleași. Distanțarea dintre bănci trebuie să fie de cel puțin un metru acolo unde este spațiu suficient, iar fiecare bancă este dotată cu un separeu de plexiglas, astfel încât cei doi colegi să nu ia contact. Mai mult, masca de protecție trebuie purtată în permanență. Fiecare școală va avea necesarul de dezinfectanți, dar și suficiente măști pentru elevi, spun autoritățile. La nivelul fiecărei școli se stabilește necesarul de dezinfectant, de materiale dezinfectate și de echipamente de protecție, adică măștile necesare, și la fiecare școală este acest stoc. Există la nivelul unităților de învățământ teste care pot fi folosite de către personalul medical și se vor aplica prevederile acestor ordine. Scenariile după care elevii din fiecare localitate se vor întoarce la școală au fost reduse de data aceasta la două. Așadar, unde pragul de infectare este sub 1 la 1000 de locuitori, înseamnă că este scenariul verde, adică toți elevii vin la școală fizic. În localitățile unde se depășește rata de infectare de peste 1 la 1000, vor veni fizic doar copiii de grădiniță, elevii din clasele 1-4 plus clasele pregătitoare. Elevii de clasa a 8-a vor reveni la școală pe 10 mai și vor face cursuri până pe 11 iunie, iar cei de a 12-a se vor întoarce tot atunci, însă anul școlar se va termina cu o săptămână mai repede, adică pe 4 iunie. De asemenea, noul an școlar va putea începe în condiții mai mari de siguranță din toamnă. Copiii cu vârstele cuprinse între 12 și 15 ani ar putea fi vaccinați în această vară, spune Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID. În ceea ce privește modalitatea de vaccinare, cu siguranță se va folosi infrastructura actuală. Singura mențiune este legată de prezentarea minorului împreună cu un adult care îl reprezintă din punct de vedere legal. Serul folosit pentru minor va fi cel de la Pfizer, iar procedura de vaccinare rămâne aceeași.